Hai să vedem, Alexandra are de făcut wake-up call. Îți mai construiești palat în ceruri puțin. Bună dimineața, nu, Lucian, nu cânt. M-a întrebat colegul meu, Lucian, auzi, ai wake-up call? Tu iară cânti? Nu cânt. Ai fi vrută? Wake-up call la Pașcani, o cheamă Alina pe ascultătoare. Sau e ascultătoare sau a fost înscrisă? Nu, e ascultătoare, s-a Alina Pânzariu. Este o mămică simpatică, zic eu, de 30 de ani, care vrea să fie trezită de mine să-și ducă copilașul la școală. Hai să vedem cât de simpatică e la 75 minute. Să vedem cât de simpatică e abia trezită, da. Acolo e testul real. Ia. Înainte să apuce să-și macheze stările din prima, așa. Uite, am sunat-o. Ia să vedem. Baftă, Alexandra. Mulțumesc. Ce-o fi, o fi. Dar suntem împreună în chestia asta, să știi. Te susținem. Îmi țineți pumnii. Dacă sare la bătaie, te apărăm. Ție și copiilor de la Simonare. Am moldovancă de-a mea, n-are ce. Alo? Alo? Bună, Alina? Dimineața. Bună dimineața. Draga mea, inspiră. Expiră. Da. Hai, nu te aud încă o dată. Inspiră. Inspiră. Expiră. Hai să ne unim ceacrele. Știu, trebuie să-ți duci copilul la școală, dar... Da. Ia-ți un minut pentru tine și doar pentru tine și gândește-te la ceva frumos. Uite cum facem. Eu o să închid ochii acum și o să fug cu gândul în Africa. În savană. Este atât de cald și îndepărtare. Uite, uite, văd un leuț care e cu mămica lui. E rândul tău. Da. Ce vezi, Alina? Nu știu. Un negru? Vezi, auzi? Vezi că vine un tigru, fugi! Da, da. Fugi! Fugi! Vezi că... Bogdan, nu, gata, nu mai suntem în direct, că ea nu, a prins-o. Inspiră. Expiră. Gata, fă-mi și mie, te rog. Inspiră. Gata. Sunt bine acum, sunt bine. Dar de ce ai dat muzică chinezească în Africa? Asta e singura mea întrebare. Globalizare, asta exact e răspunsul. Exact, este varietate. Bună dimineața, Alina! Multiculturalitate. Bună dimineața, Alina! Bună dimineața! Ce faci? Îmi pregăteam copilul să-l duc la școală. Îl pregăteai, nu? Da. Bun, sperăm că te-am relaxat și te-am liniștit așa dis de dimineață, dar n-am reușit să te trezim, da, da. Deci aparent te-ai trezit înainte să te sunăm. Nu? Da, m-a trezit copilul înainte. Deci, practic, copilul ți-a făcut azi un wake-up call. Da, da, da. Se acceptă și așa, bine. Hai, fugi la școală cu copilul. Și felicitări, ai câștigat cafea pentru o lună pentru că te-ai înscris la noi la wake-up call pe site. Mulțumesc, frumos. Cu mare drag, spor la școală să aveți. Tocmai mulțumim. Ai primit un wake-up call și rămâi la telefon, da? Da, da. Stai acolo un pic, te pupăm. Mulțumim prietenilor de la Mizo Coffee pentru cafeaua, pentru o lună pe care o dăm la Wake Up Call, dacă te înscrii și tu sau dacă înscrii pe cineva. A fost rubrica Două femei respirând greu la radio cu Alexandra. Bă, da, din toate locurile în care puteai să mergi, Alexandra, te-ai dus în Africa? Păi da, mă, am vrut ca și ascultătoarea noastră să vadă cum leul își duce leuțul la școală. Era leuțul cu ghiozdănelul mic. E muzică chinezească, deci statea lucruri greșite legate, apropo de ce am făcut. Fiecare își face filmul lui. Asta este frumusețea unui